După ce Daniel Pavel a anunțat faptul că Jadur urmează să fie eliminat din competiția Survivor România, fostul faimos a făcut și o serie de dezvăluiri care i-a lăsat pe mulți fără grai. Se pare că timpul petrecut la Survivor România l-a făcut pe Jadur să realizeze ce este mai important în viață, iar cel care i-a dat cele mai multe sfaturi și cele mai bune în această privință a fost Cătălin Moroșanu, căruia îi mulțumește și îi rămâne prieten pe viață. Mai mult, Jador întreba dacă îi lipsește cineva din competiție, Jador a răspuns fără să stea pe gânduri că Moroșanu este cel căruia îi simte lipsa cel mai mult. Și asta pentru că l-a făcut să realizeze că nu trebuie să renunțe niciodată la femeia pe care o iubește. Și iată că Jador a făcut și o mărturisire și anume că își va lua inima în dinți și va merge acasă unde o va cere de nevastă pe Georgiana. Și asta pentru că Moroșanu l-a făcut să realizeze că ea este aleasa chiar dacă Jador era pregătit să renunțe la ea definitiv. Și a recunoscut că nu a dus niciodată lipsă de femei frumoase care au roit în jurul lui, mai ales de când a început să fie celebru și să câștige bani. Nu știam dacă să rămân cu fata pe care o iubesc, pentru că eu consideram că ea greșește. Moroșanu a fost acolo și i-am cerut sfatul și-l iubesc pentru sfatul ăsta. A promis că o să fie nașul meu, a spus Jador.